Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri am introdus această întrebare. Oare gândim, oare vorbim, oare acționăm ca un fi, ca o fică de Dumnezeu? Oare suntem destul de conștient de această relație de rudenie? Nu este de ajuns să existe. Pentru că dacă există și la conștiința noastră este invizibilă, dacă există și în ceea ce privește cunoașterea noastră este ceva de parte, nu beneficiem de pe deplin de ceea ce aduce această relație de rudenie. Mardoheu a fost totdeauna unchiul lui, Ester, dar doar când s-a arătat, a ieșit la iveală, s-a pus, dacă vrei, un focus pe această relație. S-a bucurat din plin de avantaje cu care nu se bucura înainte. Și cred că acest adevăr e valabil și pentru noi. Cu cât vom fi conștienți de această relație de rudenie, cu cât vom beneficia de ea, cu cât vom fi inconștient, chiar dacă există, chiar dacă este acolo, vom beneficia foarte puțin despre această relație de rudenie. În această dimineață aș vrea să arăt următor lucru. A asculta, a auzi glasul lui Dumnezeu nu este egal în a crede neapărat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, tu poți, putem citi sau putem auzi glasul lui Dumnezeu care ne vorbește, nu înseamnă neapărat că credem ceea ce auzim. Cu alte cuvinte, când citim în Scriptură despre această relație de rudenie, e ca și cum auzim Dumnezeu care ne vorbește despre ea, nu înseamnă că credem neapărat. Nu înseamnă că credem neapărat. Nu înseamnă că credem neapărat din toată inima. Și o să iau exemplu pentru a arăta că există o diferență între a auzi și a crede. O să-l iau ca și exemplu pe Avram. Avram care a primit din partea lui Dumnezeu această promisiune că va avea urmași. Da? Urmașii lui vor fi mulți. Hai să mergem în cartea Genezei. Dacă mergem în Geneza 13 deja, versetul 14, Dumnezeu vorbește cu Avram, în 12 Dumnezeu l-a chemat, în 13 el continuă, cum să zic, drumul lui cu Dumnezeu înaintează, că drumul cu Dumnezeu e un drum unde trebuie să înaintăm, să progresăm, dar Dumnezeu nu este static. Dumnezeu se mișcă, progresează. Religia este statică. Dar viața Duhului este în mișcare. Este în mișcare. Este în mișcare. Și Biblia zice, cine are ureche să audă ce Duhul spune bisericii. Pentru că Duhul vorbește, Duhul călăuzește. Dar trebuie să ai urechile, adică trebuie să ai sensibilitate și îți vei da seama chiar în zilele noastre unde se mișcă Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu face acum, dincolo de ceea ce se vede, din punct de vedere fizic.
Deci Avram merge mai departe și ajunge la un punct de Dumnezeu vorbește și zice, Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despartit de Lot, după ce s-a despartit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus. Căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și semințile tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea fi numărată. Da? Versetul 18, Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Continuăm să zidim altare. Continuăm să zidim altare. Asta ziceam ca o paranteză. Deci, Avram, clar Dumnezeu din nou îi spune aici, și mai clar, uite, vezi țara care o vezi, o voi da ție și seminție tale, da? Pe care o vezi, deci trebuia să ajung într-un punct unde putea să vadă asta, da? Deci uneori ceea ce Dumnezeu îți spune e funcție de unde ai ajuns. În Geneza 12, Dumnezeu nu avea cum să zică la Avram. Avram ridică ochii, vezi țara aceasta, ți-o văd a ție. Nu putea să-i spună asta. De ce? Avram nu era într-un loc unde putea să vadă țara respectiv. Dar în Geneza 12, 13, Avram s-a mișcat. Avram a mers. A ajuns într-un punct unde Dumnezeu acum îi poate să-i spună, ridică-ți ochi, uite-te, acum îți văd. Țara aceasta ți-o vădea ție și seminții tale. Dar Avram trebuia să se fie mișcat, să ajungă la punctul unde putea să vadă acea țară. Vezi? Deci uneori, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine e funcție de unde ai ajuns. Unele cuvinte Dumnezeu le are pentru tine, dar așteaptă să ajungi undeva ca să le auzi. De aceea nu fii static, fii dinamic. Dumnezeu nu este static, e dinamic. Religia este statică. Dar Dumnezeu, viața Duhului, suflă, se mișcă. De aceea nu-mi place religie. Dar viața Duhului este altceva. Mereu în mișcare. Deci, mă întorc. Dumnezeu îi spune asta aici. Despre copiii lui. Avram a auzit clar promisiunea. Dar e ceva care nu se menționează aici. Nici în capitolul 12, nici în capitolul 14, dar doar în capitolul 15 se va menționa ceva. Deși Dumnezeu îi spune ceva care poate să înțeleagă și aș putea să spun, nu cred că Avram, tata al credincioșilor, nu cred că, cum să spun, nu era destul de matur să știe că Dumnezeu nu poate minți. Deși că Dumnezeu nu poate minți. Și totuși, chiar dacă Dumnezeu îi spune asta, există un lucru care nu se întâmplă în inima lui. Nu pentru că auzim, nu pentru că citim ce zice Dumnezeu, că neapărat se întâmplă ceva în inima noastră. Nu neapărat pentru că știm, l-ai primit pe Iisus Hristos, ești copil al lui Dumnezeu acum. Nu neapărat pentru că citim sau auzim asta. Mișcă ceva în inima noastră. Hai să citesc versetul, capitolul 15. La capitolul 15, Biblia spune așa, Geneza 15, o să citesc mai multe versete ca să înțelegi contextul. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitor casei mele este Eliezer din Damas.
aici se termine capitolul 15, în 13, deja Dumnezeu i-a zis, seminția ta o să fie un număr extraordinar de mare. Și totuși aici el zice la Dumnezeu, nu mi-ai dat urmași. Chiar îi zice Dumnezeu, ce-mi vei da? Când Dumnezeu îi spune, eu sunt răsplata ta cea mare. Și Avram zice, da, răsplata mea, dar ce o să-mi dai? Că lucrul cel mai important pentru mine, nu mi-ai dat un moștenitor. Ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitor casei mele este Eliezer din Damas. Ce o să-mi dai? Că eu asta de mult aștept. Deși la 13 Dumnezeu i-a zis, nu-i așa? Dar nu s-a produs ceva în inima lui. Și atunci, știi că există o diferență între a auzi ce zice Dumnezeu și a crede cu adevărat ce zice. Adică pot chiar să auzi ce zice Dumnezeu. Tu știi că e Dumnezeu, tu știi că nu poate minți, dar inima ta e lăsată rece. Nu reușești să crezi ce spune. Și legat de această relație de rudenie, cred că avem această problemă. O citim în Scriptură, o auzim, dar inima noastră este rece. Nu reușim realmente să credem. Care este fratele mai mare a lui Iisus Hristos care poate să aibă frică de demon? Care este sora mai mică a lui Iisus Hristos care poate să tremure pentru că vede o umbră în casă? Dacă cu adevărat Iisus Hristos e fratele nostru mai mare. Care este fratele mai mic a lui Iisus Hristos care e terorizat pentru că există o pandemie? Așa zise pandemie. Care este fratele mai mic al lui Iisus Hristos? Care este panicat de ce se întâmplă în lume și este frica pentru viitorul lui? Nu cunosc, nu a trebuit să fie. N-are logic. Nu are nicio logic. Și totuși suntem în plin în astfel de situații, în astfel de reacții. Și ce e mai grav? Este că nu ne punem problemă. Nu ne punem întrebări. Să zic, stai puțin. Eu zic că sunt un copil al lui Dumnezeu. De ce mi-e frică ca un păgân? Eu cred că Tatăl nu este tot puternic. De ce mi-e mai mult frică decât ăsta care nici nu crede în Dumnezeu? Nu ne punem întrebările astea. Pentru că nu este de ajuns să fie auzit, să fie citit că Dumnezeu e Tatăl tău, că Iisus Hristos e fratele tău mai mare. Oare inima ta a crezut lucrul acesta cu adevărat? Nu o simplă acceptare mentală. Să zic, da, așa este. Nu. Asta e simplu. Când fiul omului va veni pe pământ, oare va găsi el ce? Credință. Asta ne spune că credința va fi ceva foarte rar în zilele din urmă. Domnul Iisus deja spune, în perioada dinainte să mă întorc, un lucru va fi rar de găsit. Credință. Când deja în vremea lui era rar de găsit. Pentru că la doi oameni care nu erau din Israel, la unul zice, nici în Israel, la acel soldat zice, nici în Israel nu am găsit așa credință. Ca să spun așa ceva, înseamnă că Domnul Iisus caută credință în Israel. Caută. Și a găsit tot fel de, cât de cât, diverse dimensiuni de credință. Dar la acel soldat zice, nu. Nici în Israel, credința ca ta nu am găsit. Dumnezeu caută credință. Dar Domnul Iisus deja ne spune, când fiul omului va veni, oare va găsi credință?
oare avem cu adevărat credința că suntem din Dumnezeu? Când eram mic și mă uitam, de exemplu, la tot fel de desene animate, unde un caracter era jumate uman, jumate zeu, la caracterul respectiv era deosebit. Avea ceva deosebit. Avea ceva care cei care erau 100% uman nu puteau să facă. Și era și logic. De ce? Pentru că era de un zeu. Și asta era un zeu, un zeu, un zeu. Un zeu asta de mitologie. Dar acum noi vorbim nu de un zeu, vorbim de Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Zici că ești din el. Dar ne comportăm exact ca pagân. Și nu ne punem întrebare, dar oare chiar suntem? De ce? Pentru a auzi nu înseamnă neapărat a crede. Ok, mă opresc aici ca să nu fiu prea lung. Mâine o să continui textul din Geneza. Și o să vezi că auzi nu înseamnă neapărat a crede. Dumnezeu să te binecuvânteze.